Am găsit pe finanțatorul care a băgat peste 1 milion de euro în campania pe TikTok a candidatului prorus Călin Georgescu. Este vorba despre Bogdan Peșchir, cel identificat în informarea seriei, care a fost desecretizată după ședința CSAT. Acesta este acum într-o vilă luxoasă din zona Brașov, cu toate că SRI susține că veniturile din firmele sale nu i-ar permite o viață de huzur. Ieșiți puțin la poartă să vorbiți cu noi. A plecat. Omul a fost, dacă trăiește într-adevăr aici, cum ziceți, a fost undercover. Nu a știut nimeni de el, nu a apărut. Finanțatorul misterios al campaniei lui Călin Georgescu, omul de afaceri brașovean Bogdan Peșchir, locuiește într-o vilă cu etaj și o terasă generoasă în zona Brașovului. Imobilul a fost ridicat între celelalte case din zonă și este ascuns de ochii curioșilor. După ce s-a trezit cu jurnaliștii la poartă, milionarul a ieșit camuflat din casă. Bărbatul și-a pus un fular pe față și o căciulă pe cap pentru a nu fi recunoscut și a trecut direct la amenințări. Un pic, vă rugăm! Poftiți? Eu nu înțelegem ce spuneți. Puteți vorbi un pic, să veniți un pic mai aproape, să ne auzim. Sunt niște informații, care sunt legate de numele dumneavoastră. Poftiți? Putem vorbi puțin cu dumneavoastră. Nu auzim nimic. Nu auzim. Nu vă auzim. Vă spun. Vă rog frumos. Nu putem vorbi puțin cu dumneavoastră? Nu. Am vrea să vorbim legat de modul în care ați finanțat campania lui Călin Georgescu. Potrivit documentului SRI, care a fost prezentat în ședința CSAT și desecretizat, Bogdan Peșchir a făcut donații pe TikTok către diverse conturi, în valoare de 1 milion de euro. În plus, a făcut plăți în valoare de 381.000 de dolari în perioada 24-10, 24-11-2024, către utilizatorii ai unor conturi de TikTok implicați în promovarea candidatului Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale. Potrivit SRI, Bogdan Peșchir afișează un nivel de trai care nu corespunde activităților derulate prin intermediul companiei deținute. De altfel, asta se vede și în curtea lui, unde sunt parcate câteva mașini de lux. Mi se pare stupid ce se întâmplă. De ce? Pentru că nu trebuia să se întâmple așa ceva în țara asta. Dar faptul că un individ finanțează campania electorală așa pe ascuns a unui candidat... Nu este normal. Este normal, nici s-o finanțeze deloc, pentru că nici nu merita. Din informațiile transmise de autorități, Bogdan Peșchir ar fi administratorul unor firme din Brașov. Una dintre companii ar fi închiriat un spațiu într-un complex de la marginea orașului. Nici administratorii complexului pare că nu știu de existența milionarului fantomă.